Sâmbătă la prânz, pompieri au fost alertați că la un apartament de la demisorul unui bloc de pe strada Ana Ipătescu a izbucnit un incendiu. Militarii au reușit să stingă flăcările fără ca acestea să cuprindă întreaga locuință. Au ars materiale, textile, obiecte de mobilier, electrocasnice, documente de proprietate și de identitate și s-au degradat pereții. O fetiță de 7 ani lăsată nesupravegheată a provocat focul, jucându-se cu chibriturile. Tot în acest sfârșit de săptămână, pompierii au mai fost solicitați să intervină la un alt incendiu. Duminică noapte, după ora 4, casa unui bărbat de pe strada Prunului din Suceava a fost cuprinsă de flăcări. După 2 ore de luptă cu focul, pompierii au reușit să-l stingă, dar pagubele materiale lăsate în urmă sunt destul de însemnate. Casa este de cărămidă, măi. Uite aici, deasupra are boiadru din el. Da? În prag de iarnă, bărbatul care a lăsat nesupravegheată o țigară aprinsă va trebui să-și repare acoperișul casei și să-și cumpere mobilă și bunuri de uz casnic.